A multă sănătate la toată lumea. Am dat drumul la treabă aici. Ia priviți boxa noastră cât e de mare. M-am deprins aici capetele astea. Destul de grea. Abia am mișcat-o. Cam așa arată ca și schelet. Urmează să-i punem picioarele băgate în beton. După care punem plasa, pădină, ce mai trebuie, pentru că se îngreunează prea tare și n-ai ce să mai. Nu mai mici, deci cu macaraua. Ia intră ni acolo la jumate. Da, nu, că asta e așa. Asta e o lateral la față, n-are prea. Asta e pardoseala aici, din stânga. E așa. E picată să poți să sudezi tronsonul ăsta. E suficient spațiu pentru un câine. Wow, 7,5 metri pătrați. Destul de mult. Și acum să tragem un cordon de sudur adevărat aici. Dați-vă aproape. Cordon de sudură, invertor Fronius. Ia să vedem ce se află sub zgură. Destul de bine, nu? Sărea zgura singură dacă o lăsam să răcească. Cam așa arată sudura noastră. Acum trebuie să-mi fac rampa aici, să pun scaunul, să prind acolo două acturi de sudură. E terenul așa cum e, dar boxa noastră a început să prindă contur. Gecuțu nebunul. L-am legat aici, lângă noi, că aleargă găinile. Gecuțu nebunul, gecuțu. Continuăm lucrarea aici la adăpost, defișăm un pic mărăcicile, am rămas aici pe hotar și acum facem o pornire la Husqvarna 535RX. N-am mai pornit-o de astă iarnă când am defișat pe aici. Hai să vedem o pornire. Lăsăm motorul să se încălzească puțin, după care îl băgăm în brazdă. Între timp ne echipăm cu mamă de lucru. Poate un pic de fum până se încălzește motorul.
Fără aceste scule n-ai cum să faci față, n-ai cum să faci treabă. Una peste alta trece timpul până te miști. Așa că e de foarte mare ajutor o motocoasă la casa omului, în gospodăria lui. Am defișat un pic, nu puteam să trag oață, nu puteam să aliniez, nu puteam să văd unde e hotarul. Destul de greu. M-am încins la maxim. A intrat și la vecin. Zăbușel, așa, ieri a plouat și azi a stă la îngânare. Cred că se pregătește iar de ploaie, așa că facem ce se poate și cât se poate. Dacă tot nu plouă, am zis să ieșim un pic să mai mișcăm una alta pe aici. O să strângem crăci de acolo. În mare parte am făcut adăpostul, am făcut scheletul metalic. Am să despart aici la jumate tot așa cu niște cornieri în partea aia din spate. Și cam ăsta e adăpostul, două boxe. M-am cam chinuit un pic pentru că n-am vrut să tai, să facem la 3 metri. Am zis să-l folosim direct câte bara la 6 metri, să-l facem dublu, cum se zice. Dar e bun că l-am făcut într-o bucată. Urmează să luăm niște țeavă de tubing, 73 în diametru cu 6 mm grosime. Plantăm așa vreo 6 sau 10 stâlpi de aia la nivel, bolomoc. După care montăm această carcasă, structură, și pe urmă punem plasa de Buzău, uși, podină, acoperiș, pentru că dacă facem toate astea de acum, nu mai mici decât cu macaraua. Așa o mai săltăm de într-o parte, o mai săltăm de într-alta, ne descurcăm cât de cât acum cu el schelet așa, dar după ce pui toate alea se îngreunează destul de tare și nu mai poți să-l miști. Așa, bun, o să strângem crăcile și astăzi aș mai avea să fac despărțitoarea asta aici, în față, spate. Eventual și la acoperiș cred că vine. Tot în cornier, unde se aplică frumos plasa de Buzău. Dacă făceam din țeavă rectangulară, mă ducea dublu ca și preț. Recapitulez, o țeavă 5x5 cu 3 în carne, grosime, 120 de lei, 6 metri. Iar o bară de-asta la 6 metri, 50x50 cu 5 mm în carne, 84 de lei, super preț, pe lângă țeava rectangulară. Și mă ajută mult mai frumos, vii cu plasa de Buzău, ai aplicat-o frumos aici, i-ai dat sudură, ia uitați, pac, pac, ai formează unghi de 90, ai unde să sudezi bucățile de plasa de Buzău. Ori pe rectangulară, mai greu, că s-o oprea direct în țeavă. Sunt foarte mulțumit că mă ajută aparatul de sudură. Chiar mă uitam ieri pe niște forumuri, citeam așa de aparate de-astea de sudură, care sunt mai bune, care sunt mai rezistente. Și am văzut destul de multe probleme acolo pe forumuri, cum că nu orice aparat sudează cu lungimi de cablu peste 50 de metri. Noi avem aici undeva la 100 de metri de cablu. Deci în casă, cum am ieșit în casă, 50 rola plus iar ăsta altul vreo 15 metri, undeva la 90-100 de metri. Și aparatul se comportă extraordinar, deci nu întrerupe, merge cu ordon perfect, nu are niciun fel de problemă, nu se încălzește. Ăsta e un mare avantaj pentru mine. Vă dați seama, dacă nu mă ajuta aparatul, era destul de complicat să fac boxa jos, cu ce o mai aduceam eu aici, n-aveai cum, n-ai spațiu să te strecuri cu ea între pumpi și așa mai departe. Am rămas uimit ce înseamnă un aparat profesional de sudură. Aparatul meu este un Fronius, 150 de amperi, e destul de vechi, dar își face treaba excelent. Adică am sudat cu el și bazine, am sudat cu el vase de-asta pafăre pentru centrală termică pe lemne. Deci l-am forjat la maxim și încă se comportă bine. Merge și cu basic, dar trebuie dat amperajul un pic mai la maxim.
Vorba lungă, sărăcia omului. Mai discutăm pe parcurs. Haideți că am terminat cu boxa, cadrul acestei boxe. De fapt e o boxă dublă. Am lăsat bara de cordier la 6 metri, n-am mai tăiat-o pe dândouă să mărunțim materialul, așa că am mers într-o bucată cu despărțitoare pe jumate. Vremea destul de urâtă astăzi, cred că se pregătește de ploaie. Mi-am luat niște ață, vreau să măsor, să vedem, să aflăm nivelul la teren, vedem cum facem gropile, pe unde vine fixat stâlpii. Ca și material, a intrat 10 bucăți de-astea de cornier. Asta înseamnă 8.400.000 bani vechi. Grundul, electrozii, până în 10 milioane. Dar partea proastă e că s-a ridicat prețul la cornier, nu mai e 840, acum 950, aproape 1 milion. La 10 bări de astea mai luam o bară cum ar veni. Asta e, trebuie să mă grăbesc să mai cumpăr, banii așa cum e. Dar n-ai cu cine să te cerți, asta e situația. Sunt mulțumit că am putut face cadrul ăsta. Nu știu, vouă cum vi se pare? Așa, per total, 10 milioane această boxă, da? O boxă dublă. Deci avem 3 metri așa pe spate lungimea boxei cu 2,5 adâncime. Nu știu, vouă cum vi se pare? Deci două bucăți de-astea. Mie mi se pare un pic mai bine decât ai face cu beceau, pentru că la beceau trebuie să torni o placă jos, trebuie să faci fier beton, trebuie să cumperi beceau, zidăria, ați văzut acolo jos, m-am împodmolit. N-am făcut față, practic, să fac ce mi-am propus eu. M-am oprit, rămâne două camere, cum v-am spus, pentru a ține mâncarea la câini, de sub formă de magazie. Și m-am mutat aici, sus. Am aici teren, slavă Domnului. Asta a fost și ideea, să ne ducem cu adăpostul până în hotar, acolo în gard. Ne distanțăm un pic acolo de hotar și ăla e. Deci rămâne ca și gard totodată și segmentul ăsta va rămâne liber. Mai trebuie să închidem noi cu niște plasă și aia rămâne aici un țarc liber, frumos. Astăzi vreau să trasez de acolo, din spate. Mi-am luat și drujba, toporul, mai defișăm un pic ce ne încurcă. Vreau să văd unde mă aruncă nivelul aici în spate, să aș vrea să le fac toate dintr-o bucată, să nu vină în scări. Acum vedem cum ne aruncă terenul, dacă mă aruncă prea mult aici, facem două denivelări de-astea, n-avem cum altfel. Și cam asta e. Am să vă arăt și cum am procedat acolo la jumate, partea despărțitoare. Deci partea despărțitoare, am venit cu cornier lipit unul de altul, am format un profil I. Poate să vedem mai bine așa. Deci am format un profil I unde pot pune plasa de Buzău frumos, și pe stânga și pe dreapta. Deci ăsta e profilul. Avem profilul din spate, profilul de sus de la acoperiș și profilul frontal. Cam așa arată. Eu zic că a ieșit destul de bine. Pe spate avem 1,90 m, iar în față avem 2,22 m. Deci 2,20 m. Are destul înclinație, acum el tot padocul e înclinat către față, de-aia nu prea se vede bine panta, dar are destul de multă pantă de scurgere. A ieșit destul de bine, îmi permite să mă leg și cu podina, pereții din plasă, deci două boxe pentru doi câini. Bine, dacă e câini mici, pot intra și 2-3 într-o boxă de-asta. Dar aici mă refer la câini de talie mare, gen mioritic, gen caucazian.
Dăștia mici bași 4 bucăți într-o boxă de asta, e 7,5 metri pătrați, deci are loc suficient. Plus că vor fi dați drumul aici în fiecare zi, de cât ai deschis poarta, ai lași pe ei o oră, două, i-ai închis, i-ai scos pe ei la alții, mult mai ușor pentru a-i ține în formă, pentru a se plimba și ei cât de cât. Deci cam atât cu boxa noastră, mă duc să defișem, să tăiem de acolo mărăcini ce ne încurcă și ne oprim cu filmatul aici, pentru că văd că a început să picure, mai fac ce se mai poate face, după care încheiem aici acest material.
Haideți că a dat domnul și am terminat. A fost foarte mult de muncă, mărăcind ăștia crescuți în gar, care practic strică și gardul. Nu știu sigur câte ceasul, cred că e depășit de ora 6, dacă nu vreo 7. Am lucrat aproape 10 ore să scot tot tihărișul ăsta, aș putea spune. Abia am scăpat de el. Am eliberat răzorul ăsta să putem întinde firul, ața, să vedem și noi nivelul terenului, vedem cam pe unde fixăm stâlpii. Bine că am terminat cu mărăcinii ăștia de aici. Ia priviți ce lumină s-a făcut aici pe răzor. Am mai lăsat așa câte un nuc, am unul jos, unul aici, am salvat unul mic și acolo sus. Acum a dat de lumină și o să plece foarte, foarte frumos. A, uitați ce nuc sănătos. Era sufocat practic de tihărișul ăsta aici și îl ține pe loc, nu se dezvoltă cum trebuie. Încă o chestiune de subliniat, fără aceste utilaje nu cred că m-aș fi descurcat. O să vă arăt imediat cam câte crăci s-a strâns acolo, le-am tras aici în stânga jos. Urmează să le debităm și la foc cu ele. Cei mai subțire le dăm foc, cei mai gros oprim pentru centrală. Sunt foarte mulțumit de motocoasa Husqvarna 535RX, cât și de drujbă 455. Foarte, foarte mulțumit de ele. Ca și consum, aici în motocoasa am băgat vreo 600 de grame de benzină, iar aici 300 și ceva până în 400, nu mai știu exact cât are rezervorul. Una peste alta amestecat un litru de benzină ambele, 400-600, și am defișat tot răzorul ăsta. N-aveți idee câte lemne s-a strâns, o să vă arăt imediat. Am făcut vreo 3 grămezi dravene și plus că nu e poziția, arzi gazul pe loc, că n-ai pe unde să te bagi, trebuie să ocolești, să tai și din stânga și din dreapta, să tragi. Astăzi am lucrat singur pentru că Ana a avut puțină treabă acasă, a spălat niște covoare, mă rog, treburi de-astea casnice și am tras tare de tot să eliberăm răzorul ăsta. Vreau să întind acum o oață, sunt foarte curios să vedem ce diferență de nivel avem acolo jos. Mi-am adus un boloboc, o oață așa la ochi orientativ să vedem care e diferența de nivel. Oricum, cred că la jumate avem o deviație pentru că aici urcăm foarte mult. O să mergem cu linia de padocuri drept, după care ne săltăm în scară și venim la nivelul ăsta aici. Bun, haideți să vă arăt cam ce am debitat noi astăzi. Și avem așa, aici o grămadă. Vulpița, ce faci, bă? A venit și vulpița după mine în grădină aici. Deci, avem aici o grămadă. A doua grămadă. Și aici avem a treia grămadă. Toate astea cu un litru de benzină. Foarte mulțumit de utilaje. Cam așa arată răzorul nostru, de aici de jos, cât de cât am eliberat să putem întinde ața. A fost foarte mult de muncă. Rădăcini, puieți de ăștia de salcâm crescuți în gard, care rupe gardul practic. Cam atât cu munca aici la noi în grădină. Sunt super mulțumit ce am putut face astăzi. Strâng și o scule ce am pe aici, motocoasă, drujbă, topor și mă retrag acasă pentru că sunt foarte obosit. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să-i dați un share, un like. Eu sunt Cristi, până data viitoare v-am pupat și multă sănătate. Ciao.